prezența voastră, prea puternici, prea cuvioși părinți și frați creștini. Nu mă așteptam în seara aceasta să fiu și moderator, dar o să încep așa prin câteva cuvinte ca să introduc cuvântul în al Preasfințitului. În conștiința poporului român există foarte multe personalități și mă bucur că în această seară sunt și câteva din tablourile acestei expoziții a chipurilor ale Sfințeniei ale doamnei Aida Șușer-Boțan. Sunt personalități care au marcat devenirea poporului nostru. Sunt personalități care ne fac să fim mândri că suntem creștini ortodoxi români. Mândri că suntem, să avem o obligație față de aceste personalități. Față de lucrarea lor, față de jertfa lor. Unul dintre chipurile Sfințeniei din această expoziție este și al părintelui Galeriu, dar în această seară nu este aici. Dar îl aducem noi prin cartea aceasta. Și părintele Galeriu este unul dintre cei care au marcat vremea care a trecut și care au lăsat urme adânci în amintirea noastră și în inimile noastre. După cuvântul al Preasfințitului Părintele nostru Teodosie, o să fac câteva precizări referitoare la forma cărții. Și, de asemenea, veți asculta și cuvântul părintelui profesor Petre Comșa, care este, de fapt, autorul, să zicem, secundar al acestei cărți, prin faptul că el este cel care a transcris, a înregistrat și a transcris toate aceste predici, despre care formează un număr de 6 volume. Astăzi avem primul volum pe care îl prezentăm. Cuvinte de învățătură, predici, caietul numărul 1 din 1989, de dinainte de Revoluție. Părintele Comșa pe atunci era chimist, era inginer chimist și venea cu cei 4 copii la Sfântul Silvestru și l-a ascultat pe părintele și l-a înregistrat. Și acest efort al dânsului începe să fie răsplătit astăzi, pentru că a apărut primul caiet din cele 6 pe care le-a adunat. Noi mulțumim în primul rând în al Preasfinției voastre pentru că ne-ați oferit această ocazie să lansăm cartea în acest loc istoric pentru biserica, important din punct de vedere istoric și duhovnicesc pentru biserica noastră. În acest loc în care se continuă lucrarea credinței și mulțumim și domnului Marcel Boroș care ne-a primit aici și care a susținut apariția acestei cărți. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați venit pe această vreme care pune oarecare probleme pentru a auzi cuvinte ale adevărului, cuvinte de învățătură. Cu îngăduința la poziției voastre, vă rog să